Sâmbătă 28 iulie, de la ora 18:30, în scoala Mircea Cel Bătrân, este programat spectacolul Imnul Național Cântecul, sub care s-a făcut unirea al copiilor din Cernăuți, Ucraina, Cahul, Republica Moldova și din Râmnicu Vâlcea. Un spectacol derulat sub semnul centenarului unirii și în contextul zilei Imnului Național 2018. Ansamblul de copii Perla al Centrului Bucovinan de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Cernăuți, Ucraina și formațiile de cântec și dans Busuioc și Cucoreni ale Centrului Raional de Copii Universul din Cahul, Republica Moldova, vor străbate distanțe impresionante pentru ca, împreună cu trupa Angel Voices, coordonată de soprana Camelia Clavac și cu corul Cantus din Râmnicu Vâlcea, să aducă râmnicenilor momente muzicale și coreografice de mare sensibilitate. Ansamblurile din Bucovina de Nord și din Basarabia au un palmares prezență în festivaluri folclorice de tradiție din Ucraina și de dincolo de Prut, dar și din România, fiecare evoluție fiind răsplătită cu minute în șir de aplauze. Spectacolul va fi prezentat de profesor Cătălin Sâvilescu, directorul Palatului Copiilor. În caz de vreme nefavorabilă, evenimentul se va desfășura de la aceeași oră și cu intrarea liberă, bineînțeles, în sala mare a Consiliului Județean Vâlcea.